De data asta nici măcar n-am apucat să-i mai arăt cheia, dar aminte să mai și pornesc motorul. A țâșnit ca din pușcă, singur. Și îi rog pe cei mai pudici să se țină bine. E cu drifturi din start. Băi, tu știi ce am observat, mă, apropo de publicitate? Zic. Am o fostă colegă de facultate, cât am fost și eu pe la facultate. Da. Cu mea, bă, săraca, mă gândeam la asta. Băi, de 10 ani de zile, da? o văd numai în reclame la pastile. Deci, bă, apare... Au, tu zici de de-astea, de medicinare. Băi, Andi, deci am văzut-o, a avut probleme cu bila la început, după care cu stomacul, acum are vagin uscat. Pe an ce se înaintează? Băi, da, acum trage e trage Tot mai, trage tot mai, subiect tot mai greu. Doamne, voi dar fii atent cu vaginul uscat, trebuie să o spun pe asta neapărat. Seara, pandemie, na, izolare, acasă și mă uit cu ăștia mici la televizor, da? Da. Și numai ce film era... Uh, Băi, nu mai contează ideea Nici că la publicitatea da. a început această reclamă care începe cu, uh, draga mea, vagin, vagin uscat. Îi spune o fată altei doamne sau, nu fată, doamnă, că presupun că vaginul uscat e după anumită vârstă și nu vreau să intru acolo. <laughs> Problema e că doamna asta are probleme, are vagin uscat și o zice la TV în prime time. Da, ăsta e spotul. Orice o să canal. Da, mă, e vagi vagiclin, nu vagiclin. Îi zice într-un fel la spot. Te rog eu frumos, să ți-l caut, să ți-l arăt. Vaginus scat, caută spot. Îl caut, bă, că, e, că e, nu e. se mai poate. Nu că îl caut, stai puțin. Vaginus scat. Nu. Ia caută. Vag Ai și tu vaginus scat advertising. <gână> să-l pui și pe ăsta, să-l am deoparte. Că tu ziceai că să nu comentăm, dar nu pot să nu... Nu, no, nu, no, nu, no, păi n-ai cum să nu. Vorbește deschis despre uscăciunea din zona intimă. Și asta e, zice uscăciune din zona intimă, dar acolo zicea clar vaginus scat. Ca să nu existe dubii Acum ele pot lua inițiativa și pot solicita în farmacii Cremă hidratantă Fiemea, la șase ani Vede asta a, și de? zice Tati, de ce are femeia asta Vaginul uscat Unul la unul că mă ia prin surprinde și mă gândesc De unde știe dar De fapt, întrebarea copilului a venit de la reclamă Ea a, a să se reclama, dar tu nu știi că ea a să se reclama. Nu, nu, că era cu mine, eram amândoi la televizor Eram toți trei și cu fiul meu Fiul meu începe să râdă, nici el nu despre ce e vorba Și eu îi zic Uh, nu știu, de ce are vagin uscat, Dar Are vagin uscat, dar uite, noroc că i-a dat aia ceva și nu mai are vaginus uscat. Ha, 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 râs, fiul meu de că știe că le dau așa pe... Și zic, bă, n-are să intru în detalii, vagin uscat, bla, 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 bla. Și la a doua zi, suntem în living și vine mama la mine de Sfântul Mihai să aducă tort. Așa. Și intră mama și se pune pe canapea living și Maria sare în brațele aia și zice Mama, mama, ceva tale, ai avut vreodată vaginul uscat? Băi, și mama se oprește și se uită așa, la mine pe genul, ce vorbiți voi? Eu v-am zis, eu v-am prevenit. Mă rog, o să se mai domolească pe parcurs. Deci, puteți să ne priviți cu încredere. Azi nu e despre reclame. Azi e doar despre el, despre Mihai Bobonete. Băi, Bobo, noi puteți să vorbim despre orice, oricând, mă, frate. Nu știu, mie mi se pare că tu ești stand-up comedian by default, mă. Da, se poate, ceva în mine. Bine, acum, Andi, și după ce am stat în casă trei săptămâni în covid ăsta, vine să vorbesc cu orice, cu oricine, cred <laughs> că mi-a venit curierul și mi-a zis trebuie să vă predau AVB-uri și l-am întrebat din instinct, ce AVB-uri mai ai azi? <laughs> Nu să vorbesc orice, mă. Orice. De ce, orice. Că a deschis mașina, mai erau 20 de curete. Vine. În ăla ce e, bă, acolo? Un televizor. A, și unde îl duci? În berce, A, ai, de mult. Și aia mică ce e acolo? O la. Bun, să vorbești cu el puțin așa, știi? Și aia o țuică. Nu, că conduc azi. A, las. Când termin, treci pe aici. Dacă okay. e. Bă, tu așa ai fost de mic? Uh, nu, ani vezi noi venim, fiind dolten, jet be la noi se vorbește mult. Și știți asta, de la filme la istorioare. Da. La noi la masă când te pui, oricum nu există unul care vorbește mai mult decât celălalt. Tu vorbesc la fel. Ce e concurența acolo? Da, vorbești mult, vorbești repede, se râde, hă, hă, se bea, se mănâncă și hă, la revedere. Că nu știi, dracu, cum crapă inima în tine și îi dă mâine, dragul, acolo. Precauți, oameni, păi, precauți. Da, bine, vă, să vorbești tot, să le-ai da, vorbite. Da, acum, să fie date. Normal, normal. Da, deci nu pot să spun că m-am remarcat eu cu ceva. Așa e la noi, asta e nația noastră de Olteni. E mai pă... Tu ești el mai mare sau el mai mic în familie? El mai mare, adie mai mic cu 5 ani. El la fel de nu. guraliv? Nu, e o diferență. N-a mai avut loc de tine, săracul. Unul la mână, plus că el uh, a prins oarecum adolescența în Craiova, adică a crescut mai mult în, în Ialomita. Bă, dar voi am văzut că v-ați mutat. Tu ai fost, zici că ai fost globturător, dar pe mic, pe local, cum ar veni da. pe România. Da, da, da. Caracal. Uh, oarecum. Uh, Bine, prima... mă rog, Caracal nu e foarte departe. Nu, e part... între Caracal și Slatina, pe la Cioroiu, Fălcuiu, pe acolo, în primii mei ani, după care la Giurgeni, în zona Nialomița, Bărăgar, mama fiind agronom, inginer agronom. Aha, așa s-au dus trasele. Și după aia adolescență. Craiova, am făcut liceul la Slobozia, facultatea la Craiova. Tot din cauza mamei? Nu, nu, nu. Când, când s-au mutat ei în 82, da, mama fiind inginer agronom, pe timpul lui Ceaușescu muta prin, nu știu, lua o mână de 10-20 de ingineri proaspeți de pe băncile facultății, care erau deportați efectiv în Bărăgan, în grânarul țării, da. da. Dar mă aduc aminte cu drag de perioada din Iaseul în care team atenție că era Iase, așa se chema, da. uh, și erau, era fost, Iaseul Giurgen era făcut pe o fostă pușcărie politică pe care am mai prins-o când ne-am mutat acolo uh, câțiva ani, încă mai exista, că îi vedeam când îi scota la plimbare, era perimetru cu un gard așa și îi la plimbare, deținuții erau politici, majoritatea nu era periculoasă pușcăria și mai târziu când s-a desfințat blocurile alea au rămas pentru angajați vorbesc acum pentru ăștia mai de soi inginerii și nu știu ce, că avea parte mecanică, parte de zootehnie da, 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 da. era partea asta dar, tehn de tehnologie în agricultură. dar ei fiind o mână de 10-20 de familii, uh, majoritatea veniți din medii urbane uh, crescuți pe la orașe și nevoiți să facă față aici au dezvoltat un, un, o zonă uh, destul de interesantă și acum gândindu-mă la copilăria mea de la IAS, nu pot să reproșez nimic, nimănui. Eram într-o zonă la 5 km de cel mai apropiat drum, da? în câmp, undeva pe malul Dunării, unde oamenii ăștia nevoiți și plecați de acolo de la oraș și au făcut clubul lor, cantina lor, într la club se juca poker, dimineața era matineu, se dădea cartea junglei, seara era film pe rolă. Erau mini tehnicus, majoritatea dintre bărbați Cumva Cumele... și-au adus uh, obiceiurile urbane Da În mijlocul câmpului Da, mă, și uh, și-a făcut un băruleț acolo Carne era că, na, țăranul român aducea la inginer De Crăciun, de Paște, tăia un porc de <laughs> a un inginer Da, da, da așa da, era da. treaba atunci Salariile salarii uh, Se fura pe rupte Pentru că nu știa ce au Era și... politică de stat da. pe vremea uh, fine, nu Asta mai pentru cânta... că era și cumva antisistem pe vremuri când furai, tu furai de la stat, că nu aveai de un să furi în da, altă așa parte. E, da. Și era ca un fel de luptă da, oarecum, antisistem. Da. Așa Dar aveam și grădiniță, aveam și creșă, aveam da. și școală. Băi, o chestie foarte bine structurată, făcută de oameni care veneau de la oraș și care erau nevoiți să-și mute, să, de fapt să, să, și cum ar veni, mulțumească nevoile inventând locurile acolo și având toată puterea necesară adică de ce să nu-ți faci un club și a făcut un club în care făceau revelion, în care dădeau filme, în care jucau poker. Păi cred că erau mai liberi decât în orașe unde lucrurile Bineînțeles, era pentru de că juca și șeful de post poker pe bancuie, ei. Adică venea șeful de post de la Giurgeni. Bă, o știa privilegiată, de fapt, mă, bă, Vorbesc serios. Și nu mi-a lipsit niciodată sticla de Pepsi sau uh, uh, bomboane, ciocolată, gumă, Rigli, Spermint. Vorbesc foarte, foarte serios în perioada aia. Și asta aia... în anii 80. În anii 80 am avut stilou cu perința de aur. Și l-am dat pe niște surprize, turbo, adică nu ți închipui. Bine, că... ceva chinezesc, să nu și închipui oamenii că vorbind de un pelican acum sau cine Da, dar cei care au trecut în perioada aia știu ce hmm. însemna puterea stiloului cu peniță de aur. <laughs> cei care au trecut în perioada aia și Prin am aduc aminte și de puterea stiloului cu cap de ursuleț. Cu cap de ursuleț <laughs> am văzut vă de la, bineînțeles, da. da Băi, da, deci da. cu ăla făceai schimburi strașnice la școală. Corect, corect. Dar nu mi-a lipsit nimic în copilărie, de ce să fiu rău, chiar... Chiar l-am avut pe toate. Am avut toate și... jucările, toate. Jucările alea. Da. Să că ați auzit și voi. Donaldu, de zmulgeai capul, de... Ce, ce, să putea, mă, ce să se putea. putea. Trenuleț electric nu era așa la îndemâna oricui. Am un prieten, Costel Bojo, care are o poveste interesantă când mai vine pe la voi. Să... A, nu, nu Costel, că e în Și Costel are o poveste interesantă la adolescență. Marian, pianistul nostru, Marian Hâncu, de era pianist da? la impro, are o poveste foarte interesantă, că se juca cu păpușile când era mic și mai târziu, când a crescut, are exact că dacă îi smulge o mână la păpușe... Așa? Oh. Rămâne fără mână. Da, da, da. Da, da, da bă, și... dar da, nu ala de plastic spuneam? tare. Era una de plastic moale. Mai cum moale, era... <laughs> cu, era Donald. Da. Donald nu era din cauciuc de la tare. Să, permite permită puțin. Da, bă, da. Un pic de joc la bielă, manivel acolo. Da, alu costele mult mai horrornozic. Mai bine. Lasă că-l întreb pe el când o să-l chem. Te rog, aici. spune, are legătură cu caloriferul. Oh. <laughs> că era călduț. Dar nu știu unde să ce povestea. O să te rupă. Finalul <laughs> e întorsătură dramatică. Bă, 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 dar sobă, aveam sobă, lemne, coceni. Aveam sobă, aveam încălzire la baie, aveam cazan, da. da? Încălzeai apa, se făcea baie pe rând, duminica. Duminica făceai baie. Deci aveai baie, mă. Dar duminica te spălai. Da. Duminica te spălai și pe cap. Așa e, dacă nu ne, nu ne, nu, nu ne spălau părinții Cerc așa de. Tu duci în fiecare zi, acum stai mea, acum la ora 8 jumate, pe ceas, la duș, toată lumea știe, nu exista. trebuie <gântu> de să faci câți oameni atâția băi în casă. Da, și încă una de rezervă. Corect. Nu știi. Corect. Nu, atunci asta era. Cazanul încălzeai, aveai sobă. <coughs> ah, Mi-aduc aminte că inventase tata, tata a lucrat la electroputere la Craiova până să vină aici. Da. Un. a inventat ceva care încălzea da. apa. Nu, nu, nu. Inventa, curentul se oprea chiar și la ASE, la ora 10. Așa, va. un generator de curent? Da, făcea dintr-o baterie tractor, transforma curentul ca să intre în televizorul la mic... Sport. Da, în sport și avea televizor și mai mergea, cred că, frigiderul sau nu știu ce. Și în casă pusese niște becuri, niște chestii care erau foarte mici. Consumau puțin ca da, să poată să de baterie. Și pornea mă la când se oprea curentul sau mă. de obicei... Era pe ceas, că era 10, că era 10 sau și 5, de la gura aia lumii se oprea și mă duceam să te lângă la acolo. Era un transformator pus pe, bum, de aia la și bateria de aia mare, tractor și te de dea lumină cât de cât. Hai că pe tine te-au fascinat astea. Păi da, mi-a plăcut așa că tata a fost genul inventiv în perioada lui atunci, în tinerețe, când era cu ăștia adunați acolo. Da, erau chestii pe care le inventau. Țin minte și beculețele pe care le-au făcut la un moment dat, vopsite de ei cu mâna lor, cu nu știu ce, pentru... Alea care ducea la club pentru seara de Revelion. Păi Unde se era distrau vremea ei? în care orga de lumini și eu cam făceam omul acasă. Da, din uh, girofarul de la tractor și de la. Bravo! De, da, da, da. Că la avut... țara asta s-a păstrat încă. O, inclusiv după anii 90, au fost niște ani în care mi-aduc aminte la Căminul Cultural. <coughs> Mai găseai girofarul de tractor pe pe. am fost DJ. Am avut girofarele mele. Nu cred mă că ai fost și DJ. Cum să nu? În perioada în care gojira. Gicu Gojira da? punea și el muzică, el era la Țăndărei, la 12 km de uh, Giurgeni. Uh, mi mi aduc înainte pe Gicu, avea un diamantan și avea casetele derulate fiecare la melodie, adică omul era... Păi ți le potrivei. Bă, era brij, nu era ca mine. Eu le derulam în timp ce puneam, că mă gândeam ce urmează. Nu mă, Gicu avea setul, știa. venea cu Giku setul era. pregătit. Rupea, Gicu demic. Le derulai cu creionul. Cu creionul. După care mi-a adus de la București Uh, Fina mi-a adus pe cineva în combinație. Prima combină cu două CD-uri. S-a terminat și Da. Atenție, am făcut două girofare cu Mihai da? uh, luate, unul băga cu lumină roșie și unul cu lumină albastră. S-a terminat. Dacă băgai și unul cu verde, aveai RGB. Nu, că n-am mai făcut rost. Era greu cu, și cu girofarul în perioada aia. Și <coughs> aveam CD-urile și nu mi-au plăcut coperțile. Coperțile cu Nana. Aveam CD-ul cu Nana. Nana is back, Nana is here. Da? Și era poză cu el cu afroamericanul, ca să nu zic da? da? cu și da? ceva acum. Așa. Da, doamne ferește, ai grijă. Da? Și uh, melodie scrisă cu negru pe negru pe spate. Păi nu vezi nimic, mă Da, mă, ce contrast este Toate CD-urile, am scos toate coperțile scris de mine cu pixul, știi, ai avut? E, cum? <laughs> cum? Am trecut până aceeași... Selecții, da? Frumos Sigur. și scris. Melodia, alelalte nici nu mai contau. Puneam așa, unu, Let it rain, let it rain. Da? Ce puneai? Let it rain, let it rain. It <laughs> Băi, că... cum cântam noi pe vremea da, nu cânta că... nimeni, mă. Nu știu acum, poate că ai fost privilegiat, dar am făcut rusă și franceză, iar engleză o știu din Dallas. Da, mă, sigur. Așa, și, și ave... în rusă mai știi ceva? <coughs> nu. Meni azi, a avut Mihai Bobonete, i lui Blue Tibia, care înseamnă te iubesc, nu mai știu, foarte puține cuvinte, nu înțeleg rusă. Franceză, nu o vorbesc cum trebuie dacă mă, chinui, dacă mă chinui și vorbesc puțin Dar de înțeles înțeleg Să ne întoarcem la Cămin A, așa. Și CD-urile le aveam scrise de mână Și știam piesa, cum băgai, cum făceai Aveam ale acolo Aveam perioada de rock în care puneam îi scoteam pe aia din sală că puneam tată, Judas Priest, la revedere, știi? Și așa afară. Dar după aia întorceam cu Coco Jumbo, frumos pe partea asta, e luai ușor. Stingeam girofoarele, <trui> l-aveam pe Mihai pus, erau luminile de la Căminul Cultural, pe stânga și pe dreapta. Și la un semn, ochiul, se stingeau și alea, că mai aveam niște neoane. Da, aveați neoane de alea care... Black ul Alea de să văd dinții? Bravo, mă! Păi cum adică? Fără alea nu era discotecă. E, și când se stingeau și alea se lăsa întuneric. Așa. Și dușumeau de la Căminul Cultural era umplută de dragoste, pentru că îi intrai ușor. A kiss, a kiss, a kiss, a kiss to say goodbye. Și intrai cu Casa Blanca da. și aici ai intrai la bluz. Și fericiții puteau să pipăie o țâță, de-aia stingeam și luminile, pentru că multe dintre fete erau de onoare, de familie. Sigur se lăsau toate pipăite, da, știi? Dar să vadă. Da, și aici când te duceai pe Casa Blanca, avea o zonă, vedeai cam cât sunt. Dacă în proporții de mai mult de jumătate treceau la bluz și se lăsa pe țăță, da? nu puteai să mai ridici tu de acolo din Casa Blanca Vanilla Ice, că îți luai huiduieli. Trebuia să te ții duceai, măcar 3-4 piese așa. Te duceai pe Razer, pe zona de Și găseai și melodiile în care el murea, adică aia din Ghost, da? Sigur. El a murit, spărare-o, parcă altfel să să la vedere. Totuși, Dar spune o chestie, lăsai bine. și volumul mai mic atunci când puneați piesele lente? Bineînțeles. Îl lăsai mai jos, să se audă bine. oamenii. Îl lăsam, lăsam, mai jos și creșteam pe anumite bucăți când era mai tensionat, știi? Adică, uite, la Winnie Houston, la bodyguard mai ridicam când creștea și ea nivel. Să a, te jucai? Juc da, bineînțeles, da. Bine, ridicam. Ce dracu ridicam? Aveai ce chiar sunt curios ce aparatură foloseați. Era, încă să spun, o combină foarte bună care Aha. avea stație incorporată și avea două ieșiri, avea deci două casete da? și două CD-uri. Lucram la capul gurii și nebun și veniseră și CD-urile, că puteam să le comand. Casetele luam pe toate. Nu le scriei tu la calculator <cute> CD-urile? casetele cele mai bune... În ce an era asta, Bobo? Mai ții minte, cu aproximație, așa, plus, minus, 2-3 ani, nu știu. Băi, înainte de liceu, adică înainte de... aveam mai puțin de 14 ani. Dar după 90. După 90, da, imediat. Da. Cred că 91, 90 despre Început asta vorbim. Da. anilor 90, da. Și casetele cu muzică bună ne veneau de la magazinul Unirii de la Parter. Așa este. Așa e. Eu... că erau niște băieți acolo care da, vindeau casete. Da, și găseai cele mai șmechere selecții. Nu știai ce sunt, dar pe alea am descoperit Hadaway-ul. Adică erau și alții care veneau în vacanță la discotecă vara, care mai veneau de la București, erau și prost, n-ai auzit de ei, n-am auzit frățioare. Păi este țăram bășiți la țară, dar aia n -ai auzit. Mamă, mă ofticam când era. Adică îmi luase o luai și personal. microfon. Aveam microfon luat, da. da, aveam dedicații. Da. Și ce microfon era? Era un microfon simplu, nu mai știu ce. Era de calculator ceva. Cu un jack. aveam un 586. Băi, am, bă, tot am, tot am tot avut calculator de mic, am avut de la HTC, da? Am avut 486, 586, 686, adică am, le aveam asta. Și aveam un microfon micuț așa. Și pe la frumos acolo, băga cu jack. Păi, ai geacul și ziceai, de la Florin pentru Maria, cu multă dragoste. Fai de... Și Bă, deci tu de acolo ai, mă, abilitățile astea de entertainer. Băi, să știi că am făcut asta și beam coniac, Castelo. era o chestie ca, o, ca un telefon, așa, motorul la mici, un coniac urât, vai mama lui. Aveam la buzunar așa puse. Așa? Și de la aveam așa cu apă minerală, bai și conecte și făceai bine, dar dansai. Mai coboram și eu. Coboram la dans eu. Pune păi, de Puneai vine. piese lente și coborai punea... și tu. Nu lentă. Pe ce îmi plăcea mie, pe sau pe rock, pe nu știu ce, săram de acolo. Că... Păi și cine punea piesa pupii? următoare? Nu, că le lăsăm, Urcam înapoi, nu? Stăteam două minute. Era pupitru, era pus pe scenă a căminului cu. Da, mă, normal. Știi, și tu săreiști tu între muritori, acolo, după ce-i controlai, Ma, Adică eram și un pitong acolo, știi? Și după aia îi controlam și pa, Aveam și căști, făcusem roșii de căști. Părea că e ceva vero. De păi unde ce? la început? Adică la început eram în șlap, eram așa și cu pega sub casetele cu nu știu ce, veneam 5 km, că atenție, discoteca nu era la IAS, era la Giurgeni, în sat, în Căminul Cultural. Și veneam 5 km de la IAS cu bicicleta cu Pegasus. Cum vine acum ăștia de la Snagov în București? Corect. E, după când s-a făcut cu CD-uri, cu nu știu ce, Ai găseam o mașină, o mai transportam, mai erau iernile alea care erau mai grele. Deci ai simțit puțin aerul celebrității, de înfrage de copilărie, tinerețe să zic Păi, da, am pus, cât am pus muzică la discotecă acolo, am pus. A, și am simțit oarecum, adică era mini-ibița acolo la Giurgeni. Și niște povești de dragoste acolo, în Filipate, niște primele iubiri. Nopți pierdute, Bobo? Bineînțeles. bineînțeles. Ai tăi ce ziceau? A fost mai simplu de integra integrat ideea asta, pentru că tata a simțit atunci oportunitatea și deschisese cârciuma de la Giurgen și avea cârciumă, care era non-stop, bar non-stop. Am înțeles, Da, mă. și atenție, Georgeniu este cap de pod, Giurgen va doi, podul care trecea peste Dunăre și singura variantă să ajungi la mare, deci n-a pus presiune pe tine. Tăticule vine facultatea, lasă nu, nu, mai, mai târziu, Mai târziu, mai târziu, în timpul liceului, <coughs> când eu oricum nu mai puneam muzică. Odată cu liceul, liceul am făcut la Stobozia la Mihai Vitazu și să stăteam la internat de luni până vineri. În weekend când veneam acasă, era mai concentrat să mă văd cu un rodul ăsta de raid și să ne îmbătăm, să ne facem de cap. Nu să Poi, nu mai pun voi muchi. sunteți înhăitați, ca să zic așa, de mici. De, de mici. la ce vârstă? Din clasa a patra, când mi-a stricat ceasul primit de bunică. Am primit un ceas de femeie de la bunică mea, dumneavoastră, soierte, de la pătrat, cu melodii și cu pix. Era pix, calculator și ceas, dacă le mai ții minte. Ma, Set micuț. Mai pe roșu și pe negru, din China. Și ceasul meu, mamă, e o poveste mai complexă pe care o povestesc în cartea mea. Mai am puțin și termin cartea. Ah, e ok. Da. Bun, bun. Și povestesc fiecare atunci. în parte. Da, și mi-a stricat ceasul, nu mai contează. Așa ne-am cunoscut noi, eu cu Mihai. Te-ai hotărât să pui toate lucrurile <coughs> astea într-o carte? Uh, oarecum am început să scriu acum 2 ani de zile la ea, pe fondul creșterii în audiența serialului și oarecum uh, fiind să să răspund la tot felul de întrebări despre treaba asta, despre serial, dar niciodată răspunzând complet, pentru că n-am avut timp, la întrebarea, bă, 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 care mă cheia succesului la serialul ăsta? Pentru că răspunsul am, dar durează, cum zic și în cartea mea, cel puțin un litru de vin și o apă minerală, dacă ai timp. Așa e, mă, că multe lucruri, da, și aici m-am gândit de multe ori, că eu fac un lucru incomplet, hai să nu zic incomplet, dar incomplet. Adică e greu, provoc un om să intre într-un dialog sincer cu mine, să ne deschidem amândoi, să spui da, și tu ce ai pe să, faci să spui și eu ce am oră. Una la mână că e greu să faci într-o oră și doi la mână să o faci doar cu apă, mă. Da, și asta e adevărat. Știi? He, eu de aici am plecat cartea și am zis, bă, de unde succesul, care este cheia acestui serial? Întrebările, dar cine îl scrie, dar cine îl face, dar cum a fost, cum ai luat castingul, dar au scris pentru tine, dar cum ai inventat bobița, dar de unde a venit ideea toate astea, nu pot fi răspunse într-o doară. Stai pentru că... să le pui într-o carte. Da, și ideea de bază a cărții asta este. E să dau răspunsul acestei întrebări. Care este cheia succesului acestui serial care se face de 10 ani? De ce a ajuns el să facă istorie în plină glorie, cum zicea BG Mafia? De ce serialul a ajuns la inimile românilor atât de tare? De ce acum, după 10 ani, lumea se uită din ce în ce mai mult la el? Deci, cartea va veni cu răspunsul. Sau cu răspunsurile, dacă vrei. E, de fapt, povestea mea de viață de la începuturile la Sferbinți și puțin de dinaintea lui. Cu ambientalia, cu... Vine poliția, cum ne-am cunoscut pe platouri, cum a început povestea între mine, Costi, cum a venit Gigi, cu Buliga, cu chestii pe care lumea nu le știe. Și le va, le va afla din carte o carte presărată cu alte povești. Presărată cu în momentul în care îl cunosc pe Jean Constantin presărată cu momentul în care moare Gheric Pascu. în serialul Pascu. să te intersectezi cu oameni pe care probabil tu îi admirai. Da, da, da foarte mult, da. Dar nu, nu, numai în serial. Uh, și în colaborarea mea cu protv în, în general, începută de atunci și ajunsă aici. Știi? Și făcând chestii pentru pro, că făceam țaca-paca sau că făceam un revelion sau că filmat cum ce se prindea atunci, că da. prindeai. Am avut, uh, am avut norocul și fericirea să cunosc ceva oameni și veți regăsi asta. Este o carte simplă, va fi o broșură. Adică va avea. adică -o, o broșură. Bă, da, Din ce povestești tu aici sunt. Bă, e o carte care avea, va avea maxim 12 capitole. La câte sunt? Câte 100 de pagini? Nu, 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 nu. nu. Va, va fi o carte de până în 200 de pagini, dacă care va avea 100 de poze. Cred că va fi partea mai interesantă. Și pozele sunt din frage de copilărie? Poze adunate de, din toată povestea asta. O să vedeți niște lucruri interesante și o carte frumoasă scrisă de mine din suflet este scrisă la persoana întâi și mă adresez cititorului la persoana întâi adică totul -ți povestesc ție. E o chestie intimă foarte intimă. Intima. Și până acum, pe unde am dat-o și uh, draft draftul, pentru că am 9 capitole deja din ea scrise, cam toți care mi-au dat feedback-ul înapoi au zis, domne, am și râs, am și plâns, uh, n-am putut să o las din mână, pentru că, și, și zic la început, că ar fi bine că atunci când te-a pus să o citești, ne fiind foarte groasă și stufoasă, să citești-o dracu toată, pentru că dacă o lași jos din da. mână, vei uita ce ai citit când citești iar din ea <laughs> și ți se apărea uh, situația aia cu bășina în care o dai când e scaunul uh, capitonat și o ții acolo, nu aerisești? Da. Și după jumătate de oră când te ridici și miroase urât, uzi la, la altul urât, că nu mai știi că e a ta. <laughs> știi? Și am zis, bă, citești o toată dintr-o bucată. Nu sta. Pe bune, ia-ți o bere, ia un vin și bag-o, nănet, trage-o. Că e bine. Bă, Bobo, tu, bă, entertainer de mic, bă. cum, cum te-ai gândit tu să dai mă la electrotehnică? N-a -a fost ideea mea, a fost ideea părinților și mai mult tata care susținea această înfrățire între popoare și bineînțeles electrotehnica de la Craiova era înfrățită cu electrotehnica de la Toulouse și se făcea acest schimb de... Ei s-au gândit la mai binele tău, s-au gândit da, că o să poți ocazia să și pleci. Da, pentru că ei trăit sub comunism, chiar dacă au trăit la IAS și având de toate înșed, au fost, tata a fost un, 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 luptător crâncer împotriva sistemului, chiar și în perioada aia, știi? Și asta aș dorea, știi, că visul lor era să plece din țară în perioada aia. Bine. Și au zis, bă, -am, am putut noi de să copii. și l-au și împlinit. Da. Asta o zi de -a. Bă, nu mai am putut noi măcar să plece copii. Și era o, o metodă clasică. Înfrățirea între universități. Veneau studenții din Franța aici. Da. Experimentam. Aici se făcea mai multă școală decât acolo. Și oarecum studenții români care plecau în Franța erau mult mai pregătiți decât studenții francezi pregătiți acolo și rămâneau pe joburi, se oferau joburi. Francezii nu erau proști. Normal. Iar rămâi mă tu aici dacă ești bun pe aparate Sau, sau pe ruperi de curent, rămâi aici. Nu pe ruperi de curent, că de fapt noi aveam laboratoarele cele mai tare pe ruperi de curent la electroputere, că de-aia veneau suedezii și olandezii să rupă curent pe la noi, că ei n-aveau așa ceva. Dar cei mai pregătiți aveau șansa să rămână acolo. Că reparai un televizor sau că urcai pe stâng, băi, nu mai conta, rămâneai inginer. Da? să o Cum se spunea, cu carte la muncă. Carte, cu carte de, de, mă, de, muncă. Carte de Erai student, primea facultatea, că asta făceai cu o facultate terminată și cu o patalama la mână, să rămâi în Franța, să faci o familie acolo, why not? Știi? Era bine, da. Și asta, asta a fost și în capul lor mei. Adică nu, nu te-ai asta... gândit niciodată să îți pui, să măcar să pui un punct de vedere al tău altul pe masă, când ți s-a spus de acasă. Ba, ba, nu că, de asta am și făcut trei ani pe bune. Am făcut trei ani de Ai fost și tu în filmul ăsta. Băi, am fost în filmul de electrotehnică până a dispărut marca. Pentru că avea foarte mare legătură faptul că nu mi-a plăcut niciodată fizica și matematica și se făcea foarte mult. Fizică și matematică. Azi nu mai spun de laboratoarele deschise, când făceai mese întregi de montaje. Așa. să nu spun că lucrai pe locomotivă la 27.000 de volți, adică. Mama. Da, erau chestii, accidente, era o lume. Nu acolo. Uh, mie îmi plăcea foarte mult când se terminau cursurile și mergeam să bem. Bere, da? Lângă fabrica de salatini, dacă mai țin salatini, da? Era acolo în fabrica de salatini, bere la halbă. Da? și gol golden brown și salatini până se erau capacele. Ok, și tu nu da? crezi că tăceai în perioada asta. Nu tăceam, vorbeam și foarte mult glumeam despre ce se întâmpla la școală pentru că nu înțelegeam nimic din ce se întâmpla acolo, dar existând marca germană era posibilitatea să cumpere examenele. Mulți profesori acceptau marca, da? alții acceptau de-astea uh, bunuri sau mei, am luat examene, trebuie să spun, la informatică, nu mai știu cum îl chema pe ăsta, o Nu contează, nu e și... important. Știu că m-am dus cu prietenul meu, între cei mai buni prieteni ai mei care a murit dumneavoastră, el te Liviu, m-am dus asta acasă și i-am dus pui, mă, pui. Da. de la frigorifer din Craiova, nu mai știu, vreo 10 pui am luat, niște sticle de cola, adică și mergea și mă cu asta, dacă nu vrea bani asta, nu vrea bani. Și la un moment dat zici că ai cedat cu electrotehnica, dacă dai prins tu Bă, mai mult a cedat ea. Da? Da. Eu puteam să mai stau la rectotin, că deja eram anul 5 și repetam pe al treilea, a doua oară. Deci nu erai doctor, erai doctor docent. La noi așa se spune la facultate. Rupam. Repetai o dată, erai doctor, a repetai și a doua oară un an, doctor docent. N-am trecut de Civigean, cred că îl chema pe, dacă nu mă înșel, da? pe profesor. Ce materie? Aparat aparate electrice, cred că făceam cu el și era genul de profesor care avea un sacou găurit, o singură gaură avea în el, un singur sacou, ani de zile, că tot râdeam, credeam că e gaură de la grunțul din primul război mondial și am impresia că nu mă înșel da. și pot să documentez asta că e același profesor care nu l-a trecut nici pe Mugur Mihăiescu și din cauza căruia Mugur a renunțat la facultatea de electrotehnică și a făcut vacanța mare. Băi, e ceva la voi în Craiova acolo, da. mă. Da. Și ceva ăsta este că e mult umor adunat acolo, mă. Tot timpul acolo în zona aia s-a râs. Deci de când sunt eu crescut acolo la Craiova, de... bine, am avut și norocul ăsta să cresc o perioadă pe lângă lăutari fratele bunicii mele, Nelu Pascu, fiind un mare acordeonist din, din Craiova. Bravo! Și am crescut printre lăutari, printre țigani. Era o, o, o adunătură. Erau cei mai talentați. Adică știu că Nelu avea în trupă niște țigani care erau băi, deci... Da, da, da. Rupeau. Cu plus că mi-aduc aminte de Fiusul de Liviu care cânta cu un, încă unul, băi cântau niște jazz niște Eric da, Clapton-uri, da, da, niște da, da. alea derupeau au pe... niște abilității puse Doamne, deoparte a, sigur, niște, sigur. Bine, în chilo mai e un curte pe nu două boxe Marshall da. cu o salată de roșii și dă ne nene treabă. Am avut o perioadă în care am crescut așa după care am o perioadă în care se făceau mesele astea pe la țară, pe la Cioloiu, pe la Fărcuiu, pe la Neamare, în care adunau toți dădica, bătu, nătu, mătu, câtu, a bătrână, îl bătrân, în nea ăla, nea ăla și se adunau toți la masa aia. Așa? Era de ajuns să stai să te uiți cu mintea copilului și râdeai. Discuțiile care erau acolo, înțelegi? Până la, până la mai târziu, în adolescență, chestii întâmplate mie, adică eu care le trăiam acolo în zona Olteniei, parcă totul era altfel. Și mi-am dat seama de treaba asta mai târziu venind în București sau întâlnind oameni din altă zonă decât din Oltenia și povestindu-le și rămânând aproape uimiți, râzând bineînțeles, da? că lucrurile astea e posibil să se fi întâmplat. Și de multe ori le-am spus, bă, nu că e posibil. Ele sunt în mare parte adevărate, pentru că mai târziu am învățat să scriu o comedie și să pleci de la o idee de bază și să faci ficțiune și să creezi numere despre nevastă mea care conduce pro și ratează semafoare și să-l preia mea iu pe site-ul lor, dar de fapt nevastă mea fiind un șofer bun și n a avut legătură cu nevastă da, mea. Dar mai ficțiune, sigur că da. Știi, dar atunci la început nu prea era ficțiune. Și povesteam chiar ce de viața întâmplat. mea de acolo. Și de asta spun că Craiova, Oltenia, a... e în mine. Da, mă, normal că e, e în tine. Știi, e e... Dar ai e văzut tu Bucureștiul ăsta, ca, cum ne vedeați voi? Nu știu, vedeați mai ce, pă, era locul în care începeai să te realizezi, cum? Băi, acum n-ar rost să o ascundem, cred că marea oportunitate a oricărui om care se lansează într-un nou început da? e Bucureștiul și în continuare Să vină în capitală. Asta. Da, bineînțeles. Eu cred că acum poate să mai ducă și pe la Cluj și pe la Timișoara. Da, Clujul, Dacă Timișoara, Și la Iași. Da, orașe foarte bune. Dar banii aici sunt. Banii sunt în București. Orice afacere e bazată pe un câștig degeaba. Nu mai merge asta de dragul frumuseții. Sau mai târziu, poate, pe la 70 de ani, noi facem și spectacole. Cu asta ai venit în București? Nu, no, i am venit cu. I am plecat din București, din Craiova, forțat oarecum de soartă, pe fondul unor întâmplări destul de triste pe care le povestesc în cartea mea, și am ajuns în București și m-am văzut nevoit să fac orice, neștiind să fac nimic și încrederea pe care mi-a dat-o Dan Chișu lăsându-mă să fac în cafenea stand-up-ul și povestile mele de început despre Craiova și așa mai departe mi-a oferit mai mult decât speram eu atunci. Dar cum te-ai intersectat cu el? Nici măcar. Telefonic. El era în ocolul pământului. În 80 de zile făcea emisiunea. Da? Și după ce am făcut un stand-up pe 12 decembrie 2003, da? Tu ai început să faci direct stand-up când ai venit da, în București? Da, da, da. da. Eu, eu, eram la facultate la, uh, la actorie. Făceam cu a Vlad Rădescu, la, actorie. la actorie. Păi, deja peste niște etape. Uh, Rădescu a zis la un moment dat la oră, ții minte și acum Vlad Rădescu, mi-a zis ceva de genul, era revista B24 fan. Sau nu Așa, cum, da. Și uite și zice, bă, oh, bă, vezi că uite ăștia fac un curs de comedie, el văzând ce pot A eu. ceva, da. Eu având 24 de ani, 23 de ani când am venit în București, în clasă, în clasa de actorie, unde restul colegilor mei în anul aveau 18 ani, da? Că termina să liceu și erau la facultate. Aveai 5 ani peste ei. Păi eu făcut semele tot timpul, a venit să eram și el mă vedea și a zis, băi, du-te tu, bă, la cafea de cocoi, te fac un curs de stand-up comedy, să spui glume și tu. El m-a trimis, Vlad Rădescu, eu m-am păi Și dus cine acolo... te-a convins pe tine să dai la actorie? Sturnilă, Octavian Sturnilă. El Nașu, el a fost, da, n The, The, The Godfather. întâlnirea noastră de la Costinești, în care o noapte întreagă, lângă White Horse, era o terasă, am vorbit numai noi doi și restul 20 de oameni au aplaudat la masă. Uh, freestyle tot, da? Freestyle, da. Când el, când eu. Și așa s-a terminat. Lăutar, atunci, ți -a a a atunci ți s-a aprins. Atunci ți tu de stand-up comedy atunci? Nu, nu, nu. Atunci a venit Croi pe actorie. Goga a zis, bă, Goga a zis eu lui Octavian da. Struina. El a zis, hai bă, vină în coa, dacă ai sânge. Cam în instalație vine da. Și am făcut pasul ăsta. Mai târziu vine stand-up-ul și vine Chișu care începe dabă prin telefon până vin eu, ocupă și nu știu ce. Cum ai descoperit tu stand-up-ul? Că aici ești curios. Ai văzut M-am dus acolo și făcea la Cafe Deco, făcea Radu Gheorghe, actorul, care venise prin Canada, nu știu pe unde, da? și preda un fel de cursuri în care spunea cum să stai pe scenă, ce să vorbești, ce să faci. M-am uitat și am zis, hai mă, pe bune, e simplu. Te urci și spui glume? Glume. Povești? Da. Asta e meserie? Zic, hai să vă spun eu drumul de la Craiova până la București cu tren. Așa. Da, și așa a început toată treaba. Mai târziu vine Costel, Teo, Vio. Am început. Uh, cu strunilă, au da? început cu Bordea, era printre primii, Toma era un băiat, Mihăluș, oameni care nu mai fac acum. După care vine Teo, Vio, Costel, Micuțu, da, 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 da. Bla, bla. Bă, dar ce vizionar Dan, mă, Chișu. Da, foarte vizionar. Și un om care mi-a acordat încrederea pe care mai târziu aveam să-i confer și eu lui în relația asta, pentru că mulți ani de zile... L-am văzut și l-am tratat ca atare pe Dan Chișu ca fiind un om hătru, un om singur prin viață care nu făcea decât să urmărească foloase de pe urma. Așa l-ai percep... Așa era prima percepție. Mai, da. Mai târziu, înțelegând, de fapt, și acum având o relație cu Dan, pe care o consider foarte valoroasă. Și vezi că, na ajungi la 40, 40 plus în care înțelegi lucrurile. Și mi-ar mi plăcea și mie foarte mult acum să fac ce a făcut Dan pentru mine, pentru un alt tânăr. Știi? Frumos. Da. Film n apucat să faceți împreună. Culmea, cool, a făcut 25.000 de filme. Să dea dracu de fiecare dată, îmi dă să citești și acum un scenariu pe mail, de mi l-a dat să-l citești, nu l-am mai citit. Și de fiecare dată mă întreabă, ia vezi ce rol ți se potrivește de acolo. Bă, parcă mă simt așa. Îi tai pe ea după listă, ăsta nu, ăsta nu, Ăsta al fac dane. Păi ăla e ursul. Păi și aveți urs? Avem o machetă. A, nu mai joc nimic. <laughs> nu vă da, a făcut o grămadă de filme, în toate trebuia să joc, în toate nu m-a luat. <laughs> Știi care dragă că -a și zis că eu cred că el de nici nu are succes cu filmele astea. <laughs> a ajuns, a luat niște premii pe la Sarajevo pe Păi dacă vrei canul, Ia, bă, vă, bă, să -ți ții canul în mână, vă. <laughs> Ia mă, mă, pe mine, văd din 30 de filme. Mă, și face filme pe bandă rulantă să mor eu, că eu cred că nu mă cac atât de des pe cât face Dan și filme. Mă, are dimineții în care în pandemie s-a trecut. Și ai văzut filmul ăsta, a făcut în pandemie? Da, mă, doar că l-am văzut. da, l-a făcut, i-a ea, ea sunat pe aia să facă cu telefonul, cu ăla ce a ieșit excepțional, eu m-am uitat la el de două ori, iar partea aia cu huțulea când e câinele și spune da, de viziunea sau varianta câinelui asupra pandemiei este genială, mă. Cât de prost să fii, mă? Cât de prost să fii să crezi că eu mă culc cu tine la picioare tare puturoase, fiindcă sunt atașat, o fac din obligație, mă. Că ăsta e jobul, asta e meseria. Și meseria ta e să mă scoți afară și să-mi dai bobițe. Mă, nu puteam și eu să trec la împadar prin cameră. Îmi puneam un abajur de la prin cameră. Ce era așa complicat? Mă, ce era? Că asta am zis. Mă, Dane, concentrează-te puternic. Ia vezi ce faci acum. Nu, că domnule, că scriu cu o bătrână. Și ce mă n-am jucat bătrână? Nu că sunt norocos că trăiește soacră mea, trăiește și măsa lui soacră mea. Deci eu nu mai am bunici de mult, dar trăiește mamăița. Bine, trăiește, e mult spus. Mamăița e o chestie așa la o tonă jumate, care a avut și un accident în tinerețe și nară mai sus una mai în jos, ai impresia că te mănâncă când vorbești de cu tine. Și nici nu vorbește, că nu se înțelege ce zice, care și un tub în gât. Da, extraterestru, când vorbești de. Deci nu înțelegi. Cum vedeam oamenii prima oară la, la stand-up? Că era ceva nou pentru Publicul noi. Publicul până se duce în ghilimele în zona asta a durat 10 ani dacă vrei. N-a fost așa ușor. Știi că lumea ți se uită la tine și zice: "Bă, Bobo, regele stand-up-ului." Ba, nu mai ajunge chiar acolo, pentru că sunt un rege retras, dacă vrei. Eu n-am făcut pe de local. un an pe local. Pe local ce au făcut oamenii ăștia, adică au făcut și uri online, Uite că deja suntem la câteva zile de când Micuțul a lansat special-ul. Așa e și au muncit în zonă în perioada sigur, asta de sigur. eu nu m-am retras total, bine, am fost oarecum și nevoit pentru că semnalul din partea lui Dragoș Buriga, producătorul serialului a fost nu faceți nimic în perioada asta dacă vreți să puteți ca tine, să nu riscăm da. serialul, sigur și oarecum na, a trebuit să stau la cutie dar nu sunt eu regele comediei pentru că de timp au apărut foarte mulți oameni care sunt foarte buni pe piață au apărut, sunt trei cluburi de stand-up comedy la noi dacă vrei, dar la început eram destul de bun și m-a consacrat foarte tare și serialul. Și el a fost un propulsor, sigur, știi? Mă, sigur Când sim. mergi cu o barcă în delta care are un motor de 250 de cai, te mici rapid. Așa te mici brici. Eu așa aveam barca asta cu 250 de cai. E, Dacă mai pui un motor de 250 de cai, păi faci val de scoți pe alți, pe mal. E, acest motor de 250 de cai extra pe barca mea a fost serialul. Și n-a fost de 250, ci a fost de 500 de cai. Deci mi-a triplat, dacă vrei, puterea care aveam pe barcă, ca să înțelegi ce s-a întâmplat. Uh, Dar la început? La început a fost greu și mai am oameni care mă știu de atunci și care mai îmi spun, bă, mai ții minte cafe deco de la băce Că veneau, râdeau, beau, nu prea înțelegea ce se întâmplă. Publicul nu prea înțelegea. Ce dracu' e asta? ce am râs eu atât de tare că mi-a zis mie Costel că de ce te uiți pe hârtia igienică când te ștergi la cur? Și am râs ca bo, că chiar mă uit, mă. Știi, nu înțeleg <laughs> ei. Vedeți, noi ceva, ceva. Ai, că aveam cupletele, erau, era un fel de strămoși al stand up da? Nu, bă. dar eu cred, eu sunt convins că stand-up-ul ăsta care vine din anii 60 sau nu mai știu când. Da? America? Eu sunt convins că Toma Caragiu sau cei care făceau monologe sau. Așa? Da, Băi, eu nu pot să cred că ei nu știau ce se întâmplă în afară. Cu tot comunismul care era la noi. Eu cred că ei știau ce se întâmplă afară. Eu cred că ei știau de zona asta de spectacole. Păi și crezi de că n-au făcut-o dacă ar fi putut? Au făcut-o. Cum au putut? Cum au putut, exact. Băi, stai puțin. Era foarte greu să faci ce au făcut ei atunci. Păi uite-te, mă uit în continuare la operațiunea monstru fără să mă opresc. Nu pot să mă satur de a. Să faci atât de... un umor atât de subtil și atât de pe față pe de altă parte. Dar mă refer la monologe, la ce zici tu, la uh, uh, dubleturile alea, la da. ce se întâmpla. Eu cred că ei știau că se poate face umor așa. Și până la urmă, dacă vrei, e în esența teatrului. Sunt monologe foarte comice, scrise și de caralgeale, dacă vrei, care da. nu știa de stand-up comedy. Da, 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 da. E simplu să faci un monolog care să fie comic și care să fie bine să ți-l -ți asume atât de tare pe cum precum se întâmplau. Dar nu știu dacă nu toate sunt la fel de bune. Bineînțeles, cum nici astăzi nu sunt la fel de bune, dar... În, în istoria teatrului, a televiziunii dacă vrei, de fapt, a televiziunii da. momentele astea de un de stand-up comedy de început, cum vrei tu, de strămoșul stand-up-ului da. multe dintre ele aveau o tehnicitate și o uh, erau făcute sub o nu știu cum aveau cam același... O rigoare prea riguroasă Da, da, da. Asta vrei să zici? Da. Au Nu, au nu, același... nu era atât de liber Nu era atât de că... liber și uh, cligele Vedeai textul? Din spate? Aproape că vedeai textul? Simțeai textul? Aproape că vedeai textul și parcă de fiecare dată te așteptai ca râsul să ți se spargă în același punct. Foloseau foarte mult chiprocou, dar îl foloseau atât de mult încât el se perimează mai târziu. Și nu mai mi se pare atât. de -aia nu cred că am văzut Dispare un stand-up să to. folosească Surpriza. asta. Da. N-am văzut asta în stand-up comedii, să, să povestești cum te-ai dus tu să te operezi la nas și de fapt ai tăiat porcul în curte. Chiprocou de fapt asta e. Ca uh, doi interlocutori să vorbească despre ceva și să fie de fapt despre altceva. Știi, ca un exemplu pentru cei care nu știu, dar mi-e greu să cred că cei care se uită la podcastul tău nu știu despre ce e vorba. Uh, eu sunt să văd despre anunț, că ai anunț cu mașina pe care vrei să o vin și Tu da, înțelegi da, că e vorba da, de da. fieta și eu spun câți kilometri are. Da, da. Și tu da, zici da, da. 200.000. Cam rodată. cine mă și dai discuția. Da, gata și începe de aici, sigur. Uh, se întâlneau foarte mult. În monologele Stella și Arșinel, în monologele da, 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 da. Vasile Muraru da. bă, și așa mai da, departe. Da. Ce voiam să zic este că noi ceva bază aveam, adică ceva, nu mergeam ca măgarul la partea nouă, cum se spune, da? adică nu era stand-up-ul ceva complet străin pentru noi. Nu. În plus de asta, să ne înțelegem, se difuzase Seinfeld-ul. Nu era Seinfeld difuzat? Ba da, fusese difuzat de ProTV. Deci noi văzuserăm practic cel Din mai înalt nivel. Da, da. În materie de asta. Da, da, știi, când, când vezi cel mai înalt nivel, dar nu știi. Da, despre ce e vorba. Ce acolo. Da, da, da. Iar ProTV a difuzat uh, Seinfeld ul într-o perioadă în care, cum să spun eu, nu era. Oricum, televiziunea era ceva nou. Așa oricum, e. Așa serialele e, da. astea la care stai să râzi. Așa e, dar m-am că poate ăsta a orice. fost cel care i-a stârnit pe comedienii de astăzi, pe comedianții de astăzi, să se apuce de stand-up. Băi pe mine nu, pentru că cei drept eu văzusem Seinfeld, dar niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Nu că te mă uitam ca la un serial care îmi plăcea foarte mult, atât tot. Uh, și nu cred că pe ăștia ai bătrâni din stand-up i-a da. stârnit serialul. Păi tine te-a ceva sau pur și simplu ți-a plăcut când te-ai dus la no, lecție Nu, mi-a plăcut când m-am dus acolo și mi-am mi dat seama că dacă pot să fac lumea să râdă, îmi place foarte mult. Era o chestie egoistă, așa am început. Când am văzut că pot să fac lumea să râdă, am zis, da, pot să fac asta. Cum în continuare, de exemplu, gătesc. Îmi place să gătesc când vii la mine și să-ți gătesc tot felul de chestii, da. să-ți iau mințile și îmi place foarte mult când te văd că mănânci, chiar apreciezi și nu-ți vine să crezi că eu ți-am făcut aia mai târziu am dezvoltat asta și am folosit-o și în viața de zi cu zi și cum să spun eu dacă trece o zi în care nu-mi fac copiii sau soția să zâmbească măcar e o zi ratată din punctul meu de vedere ca să nu vorbesc de întâlniri mai ales care sunt rare acum în perioada pandemiei tu ai făcut din asta mai mult acum. O, ai o motivație în viață, adică tu ești stand-up comedian 24 din 24 Oarecum, cum? Dar acum îmi doresc treaba asta și așa nu avem voie să ne vedem. Dacă tot ne vedem atât de rar, bă, vreau să știu că și o oră dacă stau cu tine, te fac să râzi sau să zâmbești ce cel puțin o dată și după mă, aia plec. Deci nu mai contează dacă îți mai aduci ce am asta, vorbit. Băi, contează să faci lumea să râdă sau să zâmbească pentru că e atât de greu și mai ales în perioada asta în care nu mai înțelegi nimic. Simți-mă că asta e misiunea ta, mă. Păi, nu neapărat misiune, dar cred că e de... Da, Nu neapărat. Eu o consider ca o... Uh, nu știu cum să-i spun. E și o chestie pe care trebuie să o dau înapoi. Păi asta zic. Ți-a ți dat Dumnezeu și tu simți să duci mai departe. Da, să și dai de ce dar? să nu fac oamenii să zâmbească când ne întâlnim? Așa, brusc, din nimic. Uite, bă, l-am făcut să râdă, să zâmbească și la revedere. Că după aia am vorbit altceva sau că ne am despărțit altfel, nici nu mai contează. Ți s-a întâmplat vreodată ca publicul să nu reacționeze la glume? Să, nu să lege, să nu să lege. Nu. N-ai, n, -ai, n, -ai trăit, n trecut până experiența asta? Nu, poate că au fost, da, sunt diferențe. Dacă vorbim de stand-up, de materiale care uh, pușcă mai repede decât altele sau unele care pușcă tare, unele nu prea pușcă deloc, dar chiar dacă nu pușcă deloc, tot râd. Și ai libertatea asta la stand-up ca atunci când dai cu uh, curul de asfalt, să te ridici și în timp ce te scuturi să o zici pe următoarea și lumea să zică da, suc. Adică e fain dacă ratezi cumva o glumă și așa mai departe, poți să o duci în zona în care publicul să simtă că ai ratat-o și să râdă de treaba asta. nu cred că a ratat -o. Ba da, m-a ratat -o. Știi? A ratat -o. Ai, ai. Și cred că sunt, sunt bune și astea când îți mai văd și sufletul pe tavă. Știi? Că o glumă ratată, mi s-a părut tot timpul o glumă mai faină decât aia care a ieșit, nu știu de la ce. Așa am plecat eu, premiza asta, mi între de bancul cu... <coughs> Era bancul că pe timpul lui Ștefan toți, toți oștenii aveau săbi, dar scuturi Pula. Asta era banc. <laughs> da. Și Costel încearcă să i zică lui Tasul, lui Suzi, era cu placul, fată, Suzi, se părinții elea și la o masă seara, Costel, Tasul zice, zici mie un banc. Și ăsta se gândește să zică bancul ăsta și dă seama parcuri. Și cel știți, până la cu că pe timpul lui Ștefan, toți aveau săbii, dar scuturi și dă seama că vorbea cu Tasul. Unde se Așa. zică lui Tasul? Și unde s-a scuturi pula. Și a zis, scuturi nu avea băinene, niciunul nu avea un scut băinele. <laughs> Că de au luat și aia bătaia, că n-a făcut ce să apere, ce să pună în față. Și a venit, a băgat săbile în ei și a făcut praf. Și am să... de a murit, mă. Și, și n-ai unde, mă, ce să-i zici. Pe drum și-a dat seama, cum să-i zic că era la scuturi cu nicio treabă, aici n-aveau scuturi, domnule. Domnul, eu vă spun, n-aveau, că dacă aveau, se para. Dacă n-a parat, a băgat cu în ea. Și l-a Și când o dar acum s-au adunat atât de multe la tine, e mult, e mult bagaj în spate, e mult. Acum lumea când te vede, cred că ai ajuns în faza la care doar apariția ta pe scenă deja deschide ferestrele oamenilor. Da, așa e, aici vine și serialul cu aportului foarte mare. Simți că asta a fost trambulina care a adus totul la un alt nivel pentru tine? într-un fel sau altul și la un moment dat încrederea pe care ți-o dă când faci un lucru, cum fac eu serialul și îmi execut rolul de bobiță acolo și când simți că e un lucru atât de bun da? și că îți face plăcere să-l faci, atunci când vine la pachet și se urcă peste stand-up care este genul meu de spectacol sau dacă vrei este lucrul meu de suflet stand-up comedy prin stand-up m-am făcut remarca nu prin serial prin stand-up m-a cunoscut lumea și așa că n-am cum să uit asta și o să-i dau stand-up toată viața mea ce a lui. Dar când simți că faci asta, n-a foarte bine și asta vine peste stand-up pe care oricum îl făceam exact cum trebuie, atunci, da, lumea mă vede de când apar pe scenă și începe să râdă, iar asta îți conferă o siguranță aproape dumnezească pe care n-ai putea să o simți ca un om normal. În momentul în care intru pe scenă și 4500 de oameni încep să aplaude și fără să zic nimic, ei încep să râdă, cum i s-a întâmplat la sala aparatului, de aici limita e cerul. Cum dracu să te mai oprești sau cum să nu dai ai, în momentul ăla ce -ai mai bun când ești deja acolo. N-ai zis nimic și 20 de secunde au râs. 4.500 de oameni la sala au râs fără să zic nimic. Pentru din tot moment, ce ai zis până atunci. Din momentul ăla, cum să mai ratezi de acolo? Da? De, de și dacă se oprea acolo spectacolul. Mulțumesc, bună seara, vă iubesc. Mă, ce-a făcut ăla? Băi, ați râs 20 de secunde? Gata cu Gata, mă. Eu mi-am îndeplinit da. Dar nu e că pe tine asta te încarcă teribil și tu nu mai poți fi oprit. Eu am văzut. La tine e odată înțeles. ce e, ești ca Dacia veche, cum să pornea mai greu. Într-un fel sau altul nu e chiar bine. Genul meu de storyteller așa, știi că eu sunt un povestitor, dacă vrei, uh, care observă lucrurile altfel. Da. În întâmplări normale pe care toată lumea le-a trăit. Într-un fel sau altul nu e bine ritmul ăsta și niciodată n-am putut să-l corectez sau să-l să găsesc această, cum să spun eu, măsură corectă, cum zice Hamlet, către actor, dacă știi, în în, în Hamlet în, în piesă când ăștia urmează să facă să joace piesa Așa. în fața impostorilor și trebuie să dea pe față și învilea crima petrecută, da. intră peste ei peste actori și le face un monolog foarte mișto care a fost studiat și depinte a scris -o și o carte despre monologul lui Hamlet către actori, în care le spune să nu te să strici, să găsești dar zice să găsești măsura corectă învârtoarea, în, în noianul pasiunii în furtunii, să găsești măsura corectă ei vezi niciodată asta n-am găsit-o în, 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 cele mai bune numere ale mele de stand-up comedy sau în cele mai bune spectacole, când m-a luat valul și m-am dus, n câteodată nu prea mai pot să mai găsești măsura aia corectă în care nu. să lași și omul să râdă cum trebuie, să și respire și să te duci și tu în alt, știi? Vine cu experiența, vine cu ani. Și într-un fel sau altul, uite că acum pot să o găsesc. Pentru că dacă ai avut un plămân spart și ai respirat într-unul, nu poți să mai vorbești atât de repede cum vorbeai Dacă ai mai avut și COVID pe lângă asta Și mai ești puțin grăsuț E ușor, ușor Stand-up-ul meu se va transforma În poveștere de pe Știi? Și, și o să vă vezi la stand-up că zic așa Așa, tată Băi și M-am Uitat la televizor Și apare o reclamă Cu una care avea nu. Uscat. Și ne nu, nu, că nu zici uscat Că respiri -a. Ba, nu. Uscat mâine <laughs> Nu râdeți că n-a plecat așa Dar n-am avut așa un moment În care am avut o revelație Ia uite bă ce biserică e aici Ana Acum a văzut pe cuvântul meu Dar e un fel de Iisus la răscoala L-ați adus voi pe Iisus în zona asta. Ia uite, cu niște țărani români și mai ca precisă sau cine fie aia, Delia. Mă, nu intri într-o vrie de asta la un moment dat, că succesul îți impune un ritm. Poate mai alert decât erai tu pregătit. stand up ăsta are pe undeva legătură cu viața de artist care, bă, totuși, sunt niște nopți care se adună, sunt niște serii. Cred că ai avut, ai avut la un moment dat și serii de-astea, seară, 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 după seară. Da, am avut. Și? Nu, nu lăsa urme? Ba da, sau ba erai da. suficient de tânăr încât să nu se simte? Nu, prea. nu, nu. Au lăsat urme și mi-am aduc aminte de acum 4-5 ani. De obicei acum, în perioada asta, în decembrie. Da? Nu, da. Nu, 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 nu simțeai că tot o măsură ești acolo? Bă, parcă da. Am avut am avut un an cumplit pe final. Eram și înainte de sala Palatului. Da? Și mi s-au stins toate motoarele, mi s-a oprit tot curentul. Eram... What the fuck? What happened? Și ce ai și făcut? Dând timpul înapoi și uitându-mă doar pe... Mă uitam pe calendarul de la Google, știi? Când deschizi da, telefonul. Da. Și am deschis telefonul și am făcut așa prin luni. Și full tot. Și m-am uitat, bă... Nu vorbesc doar de stand, dar vorbesc acum și de filmări. Tot, de tot, eveniment. tot, absolut tot ce faci. Și am zis, bă, o dracu de treabă. Că nu mai era o chestie pe care să o faci pentru existență, pentru posteritate, pentru ce vrei tu. Era la un moment dat, băi, Erai prins într-un vârtej. Și am zis, hai puțin să vedem cum facem să ducem treaba la capăt. Da. Și după aia, în ianuarie, februarie, să nu am luat iar calendarul și m-am uitat la fiecare lucru pe care l am făcut. Ia să văd. Păi ăsta nu era necesar. Ăsta nu. Ăsta nu. Ăsta nu mai fac niciodată. Ăsta nu merită. Ăsta, știi? Și s-a dus la 25%. Și au rămas lucrurile cu adevărat importante. Sau dacă vrei, lucrurile pe care le consider tu, Asta e bine în viață să faci lucrurile pe care tu le consideri importante, nu pe care le consideră alții. Sau să nu faci chestii pe care lumea le așteaptă de la tine. Nu! Să faci lucrurile care îți fac plăcere ție sau să, să, îți accepti provocările pe care tu ți le faci ție. Și acolo să te duci. Nu să te gândești tot timpul că dacă îți faci o casă și spui canapeaua pe peretele, la ce părere va avea Andy Moisescu când vine la mine și o să vadă canapeaua pe Dar nu mă interesează. Când îmi vine la mine acasă, nu la el, și nu mă interesează părerea lui. Iar dacă mie îmi place canapeaua pe acolo o pun. Știi? Că noi suntem genul ăsta. Și ăștia de vârsta noastră suntem. Ce o să, ne zică, interesează lumea, ce o să zică lumea, Pentru da. că așa am fost crescuți de mici cu chestia asta. Nu era și la voi asta când erai copil, nu ți ce aminte de ea? Ba da, ba da, Sau ba nu da, faci nu vine... știu ce, că ce o să zică ea de păi noi? Păi da, vine, da, uite, acum ne permite totul să facem cam ce vrem noi, să nu ne intereseze ce, ce zice lumea. Inclusiv pe social media? Bineînțeles. Dar pe social media, oricum am zis că este o. Nu. Niciodată n-am tratat social media ca fiind o chestie serioasă. Pentru mine, contul de Facebook, pagina de Facebook a luat amploare. În momentul în care m-am gândit că este o zonă în care trebuie să te duci pentru că vine online-ul peste noi și cade TV-ul și murim și, drac, m-am dus. El s-a dus până într-un punct în care a zis, bă, ai 400.000 de like-uri, dă-ne și nou niște bani. Păi de ce să vă dau bani? Păi că e Facebook-ul nostru. Eu n-am înțeles asta atunci și a zis, ce mă, nu vă dau niciun bani. Și a zis, foarte bine, 400.000, că el de 5 ani are 400.000, cum îți zic, de deci ce în 2 ani a făcut 400.000 și după 4... Asta ți-o dat, dar și eu am văzut. Ba, bine, -nțeles. Frână. Da, frână. Pentru că eu am făcut Facebook ca să vând bilete. Da? Da. Și să anunț omul unde am spectacole ce fac. Și normal că Zuckerberg a văzut asta. Și a zis, păi tu ce faci mă cu Păi, spatele meu. Păi, dăm și mie niște bani. păi nu, nu vreau să-ți dau. Bineînțeles, când zic asta, zici, știi la ce mă refer? La busturi, la da, chestii da, care da, poți da. să bagi o să 200 de euro acolo. Da, da, da. N-ai băgat vrut. niciodată nici eu. Nici eu, nimic. Nu pe tine, nu vreau. Niciodată, mă, Și am rămas în 400 de mii. Mi-a scăzut din efervescență, mi-a tăiat din nu vede nici dracu când postez. Am zis, foarte bine, mă, și, și, ceva nu mă interesează, mă. Că am și contul, după care a venit instagram care mi s-a părut mai curățel, de nu stau niciodată să răspund mesajelor care îmi vin pe uh, Facebook. Uh, vorbesc acum de pagina de Facebook. Atenție, da, 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 Pentru da, da, da. că contul l-am restricționat. Contul când avea 20 ceva de mii de urmăritori. Da. Am spus, stai puțin care contul, contul meu personal. Da, e o chestiune personală. Chestie tu și personal, prietenii tăi. Și am 5.000 de prieteni, da, bun. Nu aveam 5.000. Am tăiat tot, am dus la 3.500. Bă, din ăștia 3.500 nu știu cât cunosc, dar nu, ăștia să rămână. Da și atunci contul nu are relevanță, acolo e mult mai personal, dar pe pagină, dar nici pe cont, atenție, eu n-am instalat pe telefon messengerul de la Facebook și niciodată Până nu îl verific step. nici la calculator, pentru că oricum fac parte din o de grupuri de WhatsApp, oricum primesc SMS-uri, oricum primesc telefoane, dacă aș mai primi și de la Facebook toate alea. Ți-ai că... luat minți. Băi, Andy, Nu ți arăt acum. Cum e posibil ca om normal la cap? Așa. Băi, aviator, mă, ce dracu, îmi trimite astăzi, mă, așa ceva. Ține, mă, mărginea, nu? Nu, a, nu. altcineva, ok, da. Altul, dar ca idee, mă. Hai, mă cum? Că e drăguț, mă, să trimite o glumă, mă. Băi, e drăguț, e o glumă, mă? Da, mă, ce spunea? Sfântul Nicolae este o coroană. visele să ți se împlinească euro, așa după care despre murdăria păcatului brazi hey, o, de vânzare. Ai simțit că e mai derapat și tu. tot tot Cum ai? Bă, tu faci mișto de toată lumea. ți-a zis și domnul Becali. Da, așa este. Dar nu, asta cu dacă Dar tu ești avea... fericit tu ești Mihail și Gavril, ești Sunt tot, am tot spadă, sunte. Ești acoperit, ce, ai și pregătit. Da, am shield, am tot ce trebuie, nu nu fac griji. Dar da, așa am folosit Facebook-ul. Niciodată n-am -am pus mare a, și uh, a mai ajutat Facebook, am văzut, pentru chestiile caritabile, într-adevăr, începutul chestiilor caritabile, cu donațiile, cu nu știu ce, până să apară treaba cu SMS-ul, da? Cum sunt acum abonat la da, 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 uh, știu ce Dăruiește zici. Viața. Da, mi-a lunar sau la Amalia Copii, casa Da, arunan. foarte frumos, da, bravo. Dar la început, când vedeam asta, și era un cinci, de exemplu, mă uitam la Micuțu și vedeam unde dona Micuțu, mă băgam, donam și eu, și sau unde dona eu, dona și el și eram mai departe, știi? La, la asta cred că a ajutat, să faci un sprid, în varianta asta de caritabil, în care lumea să afle că cineva are nevoie de o mână de ajutor. Și atunci, să știi că în ultima parte am folosit partea de social, de social media, vorbesc acum de pagine și așa, acolo, în direcția aia. Da, da, sar de la una la alta că ai, ai pronunțat numele. V-ați gândit vreodată să apăreți amândoi în același timp pe scenă, făcând ceva în dublu? Cu cine? Cu, tu cu micuțul. Nu, pentru că oricum nu știu genul ăsta de stand-up să fi fost făcut vreodată și n-am văzut pe nicăieri din care păi a, a fost fie făcut într-o noapte după ce am pus eu muzică, doar că n-a fost pe scenă, a fost în spate. A, bine, asta e altceva, da. Așa, la mese, face to face, oricând cu micuțul. Dar pe scenă deci dacă, nu... mi-a mi părut rău când am pus o cameră atunci, noi dacă filmam... Da. într aia a fost o ședință. A fost o ședință. O ședință da. Da. tehnică. Și mi-aduc aminte de ăștia, mai mici de erau acolo. Ce mai era? Da, 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 da. da era aduc de asta, știi, mi-a Cătălina a doua, zic că ultima parte din cutia neagră a fost tarsă de cum a dat avionul cu, cu, cu coada de asfalt. Atât da nici noi nu mai avem vârsta să mai șterge de ceva de cutie. Nu nici eu am așa o frântură de dimineață, era șase jumate. Și eu cu micuțul așteptam un Uber pe calea Victoriei și în spatele nostru era o vitrină cu niște costume colorate. Da. Și eu m-am gândit că pentru el ar fi fost bun un auriu, așa genul Fuego. Da. De asta, un fel de înger. Și el îmi găsise mie unul pe verde, ceva. Deci era două de frumusețe rară. Eu știu vitrina, pentru că înainte o știi, acolo da? acolo, ajunsese eu cu jumătate de oră. Dar pantofii aia verzi, ați văzut? De Erau special. Pantofii verzi, când am văzut <laughs> și peat cum era, mi-a zis Noi Ăștia sunt. Așa eu de ce n-am? Așa zice. Eu de ce n-am, Cătălina? De ce există pantofi așa urâți în lumea asta? Și eu n-am. Și <laughs> -a, a păi sunt scumpi. Ce vorbești, Vinde un apartament și îl iau. <laughs> eu tot vreau să o văd în ei. De capul mitrile, aia, știu, capul, <laughs> știu. E vis, mă Da, n -am, n -am, am făcut spectacole cu Micuțu, adică am fost pe același afiș. Da, 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 știu ce zici. Dar nu, mă gândeam la un moment nu. din ăsta. Bă, nu, e, Ar fi o lovitură neașteptată asta, adică e, e, de, e de genul unexpected total. Eu, eu oricum rezonez foarte mult cu zona asta a lor, pentru că sunt prieten cu Bordea și cu micuțul de atâta vreme, dar la fel de bun prieten sunt și cu... Gașca de la 99, Teo Vioș, Costel care mi au fost. Mie, mi s-ar părea firesc ca toți să fie între ei foarte bun prieteni. Băi, nu știu asta. Pentru că Sigur, sunt orgolii, sunt... sunt sunt oameni că înțeles că Sunt că înțeles că înțeles că înțeles că ar că să că mai că mai că înțeles că mai puțină, mai puțină așa între puțină, între că între că între că 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 sunt 99- de la Comics, că înțeles că înțeles că înțeles că înțeles am făcut și acolo că acolo că acolo. și acolo, și m-am dus și acolo și acolo și acolo și simt așa o încărcătură de asta care n-ar trebui să existe. Dar cred că ușor ușor o să se rezolve, pentru că timpul, vârsta, experiența, sì. înțelepciunea care sì. vine de pe urma acestor ani o să o rezolve și de fapt o să înțeleagă fiecare încet încet ce am vrut eu să zic. Ăsta e Bobo. Ăsta e Bobo în toată splendoarea lui. De aici încolo mai e loc doar pentru comentarii. Iar pe astea le aștept neapărat mai jos cu promisiunea că surprizele vor continua și imediat după Crăciun și imediat după Revelion. Sunt Andi Moisescu, mă înclin, voie bună!